De ce cred că Isus are o perspectivă mai înaltă despre fericire decât Buddha? Întristat profund de suferința manifestată în lume, tânărul prinț Gautama Siddhartha, având doar 29 de ani la momentul acela, ulterior recunoscut ca Buddha, cel iluminat, a luat o decizie remarcabilă. A renunțat la viața sa de familie, lăsând în urmă soție și copil, în căutarea unei profunde înțelegeri a sensului existenței. În această călătorie, el a observat cu claritate inevitabilă efemeritatea lumii înconjurătoare. Faptul că toate lucrurile erau supuse schimbării și că nimic nu avea un caracter permanent sau stabil. În ciuda acestei înțelegeri, oamenii continuau să-și hrănească dorințele uh, către aceste lucruri trecătoare. Ei păstrau o atașare puternică față de viață, sănătate, bunuri materiale și relații umane. Cu toate că acestea erau temporare, oamenii își doreau în mod persistent să le păstreze. Deși aceste dorințe păreau să ofere o formă de satisfacție și fericire, Buddha a observat că aceste lucruri efemere nu puteau să rămână neschimbate. Viața trecea, sănătatea fluctua, bunurile se pierdeau și oamenii veneau și plecau. Într-adevăr, a constatat că alergarea de a se atașa excesiv de lucrurile și oamenii trecători era cauza principală a suferinței umane. Prin urmare, a ajuns la concluzia că dezamăgirea inevitabilă constituia, de fapt, rădăcina suferinței umane. Astfel, Buddha a ajuns la concluzia că prin eliminarea dorinței, prin atingerea unei stări de liniște interioară neafectată de vicisitudinile vieții, ar putea să-ți să-și stabilească suferința și să descopere fericirea. Ei bine, acest demers îl purta către eliberarea de suferință și de perpetul ciclu al reîncarnării, gândit în termen de nirvana, o stare de desăvârșit. Cuiz ironic, totuși este remarcabil că ceea ce l-a inspirat pe Buddha să persevereze în căutarea nevoioasă a stăpânirii dorințelor a fost în esență o mare dorință umană, aceea de a atinge o fericire substanțială și de lungă durată. Pe parcursul căutării sale persistente a unei fericiri durabile, Buda întâmpină un gol semnificativ și adânc. Absența lui Dumnezeu în înțelegerea sa, Buddha nu aborda în mod detaliat existența unei divinități superioare, deoarece pentru el conceptul de Dumnezeu era în esență irelevant în ceea ce privește starea de bine a umanității. În viziunea sa, fericirea izvora din eliberarea de suferința indusă de dorințe și de ciclul reîncarnării. Astfel, fericirea este privită ca o eliberare, un sfârșit fericit al existenței individuale, o formă de autoanihilare pentru Buddha. Răspunsurile oferite Iisus Isus și Buddha diferă semnificativ în abordarea lor către căutarea fericirii veșnice. Atunci când un tânăr înstărit și tulburat, asemenea lui Gautama, în aceeași situație a căutat în drumarea lui Isus în privința fericirii eterne, răspunsul lui Isus a fost profund sugestiv. Un singur lucru îți mai lipsește. Dute, te vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino, și urmează mă. Este denotat că Isus l-a îndemnat pe acest om și în general i-a îndemnat pe oameni să renunțe la posesiunile lor, însă nu într-un mod specific budist de detașare. această, această direcție a fost formulată într-o altă manieră, într-un alt pasaj, unde este scris că împărăția cerurilor se aseamănă cu un tezaur ascuns, da, cu o comoară într-un câmp, pe care omul l-a găsit și l-a ascuns din nou. Și de bucuria lui merge și vinde tot ce are și cumpără ia acel teren, acel câmp. În acest caz, mesajul este evident. Este important să dorești comorile cerești suficient de mult încât să fii dispus să renunți la comorile pământești sau la oricare alt lucru pentru a-l obține. Astfel, Iisus sublinează valoarea sacrificială. Divergența dintre abordările lui Buddha și cele ale Iisus este semnificativă. Buddha urmărește să atingă de lipsa dorințelor și de absorție completă într-un cosmos impersonal, în contrast cu Isus, care ne îndeamnă să ne dorim profund, să fim în totalitate captivați de persoana divină în care trăim, ne mișcăm și avem existența noastră conform faptelor apostolilor, capitolul 17, versetul 28. Ei bine, în acest context, în lupta împotriva dorințelor păcătoase, Isus devine mai relevant decât Buddha. El înțelege că dorința noastră de fericire și de permanență sunt înrădăcinate în proiectul divin, iar în sine nu sunt rele. Problema survine când ne îndepărtăm de Dumnezeu, de izvorul apei vii și căutăm satisfacție în cisternele sparte ale lumii Materiale. Natura noastră este concepută să fie satisfăcută doar în comuniunea cu acest Dumnezeu, cel etern și permanent. Dar răul apare atunci când ne îndoim de capacitatea lui Dumnezeu însuși de a ne împlini și căutăm în mod greșit fericirea în alte părți, în alte persoane, în alte direcții. Aici se manifestă esența păcatului. Lupta împotriva păcatului nu constă în a elimina dorințele din tine, nu, ci în a renunța la dorințele inutile și destructive în favoarea împlinirii în Dumnezeu. Și asta este adevărata sursă de satisfacție. Isus și Buddha sunt de acord vis-a-vis -vis de faptul că urmărirea și căutarea fericirii supreme în lucrurile efemere este iluzorie. Cu toate acestea, ei ne îndeamnă spre căi diferite. Buddha susține că satisfacția derivă din dezangajare, în timp ce Isus ne îndeamnă să prețuim și să ne angajăm într-un mod activ într-o relație și comuniune cu Dumnezeu. În Dumnezeu găsim toate bogățiile, în timp ce în lumea trecătoare nu găsim nimic cu adevărat. De aceea cred ceea ce cred.